Bună tuturor! Astăzi am decis să fac un nou videoclip în care vă arăt cum repar eu un încărcător rupt de telefon. Al meu este, să spunem așa, puțin rupt, dar am decis ca să îl repar, să fac această chestie, ca pe parcursul timpului să nu se rupă și mai mult și după aceea să nu mai meargă, să nu mai îmi încarce telefonul. Avem nevoie de un încărcător rupt normal, niște scoci și fir. Al meu este o ață groasă, ață e lână totuși, nu este o ață subțire. Dăm cu scoci acolo unde este rupt încărcătorul nostru, așa nu se va rupe și mai mult decât nu este deja rupt și tăiem cu foarfeca. După aceea, luăm o puțină ață, preferabil să fie totuși lungă, ca după aceea să nu stați mereu să tăiați, mai preferabil lungă. Și începem să facem un nod, ca și cum ai face nod de la șireturile de la Adidas. Faci un nod pe față, pe o parte, așa. După aceea întorci încărcătorul, firul, și faci pe cealaltă parte până când ața nu se termină. Depinde de lungimea aței pe care ați tăiat-o. Acum vă arăt când am terminat ața și era la jumătate de încărcător, așa pe față și pe spate, pentru că mi-a luat ceva timp, cam o oră jumătate. Aceasta este cam jumătate de încărcător și mai mi-a rămas cealaltă jumate. Și o să mai tai din ață. Acesta este rezultatul final. Sper că v-a plăcut. Eu am ales aceste culori pentru că mi-au părut foarte drăguțe, să spunem așa, și în plus că mie îmi place culoarea roz. Sper că v-a fost de folos acest video și să-mi scrieți în comentarii dacă, ce știu, ați încercat și voi să îl faceți și noi ne vedem la viitorul videoclip.